Nu știu dacă pot să transmit entuziasmul că mi-e să rup cutia asta. Băi, ești nebun cum arată. Salutare, dragi viitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi avem un material cu totul și cu totul special. Când filmam clipul precedent, în spatele camerei, Sev a apărut cu o cutie cadou pentru moi. Ce faci? What the fuck? What the fuck? Ce ai făcut? Ha? Felicitări! Asta este cadoul meu și din partea mea și a lui Picu pentru faptul că ai luat titlul de campion național. De unde Dumnezeu l-ai găsit? Păi nu mă cunoști pe mine. Yo! Avem treabă! Arată-l un pic! Ba de cap! Ia! În materialul de astăzi îți voi prezenta ce am primit. Mai exact, facem un unboxing la un echipament pe care eu îl ador. Eu am avut modelul precedent, dar până la momentul actual astrele nu se așezaseră să luăm PlayStation 5. Acestea fiind spuse, astăzi facem un unboxing la un PlayStation 5. Let's go! Băieții mei, hai să vedem cutia de la PlayStation. Bă, băiatule. Și partea interesantă este că avem și FIFA 2023. Sincer să fiu, cred că cel mai în măsură despre ce model este, ar trebui să fie Sev. Sev, despre ce PlayStation vorbim? E un PlayStation 5. Sunt două variante, nu? Este o variantă digitală și o variantă cu disc. Și de ce am ales varianta cu disc? Pentru că tu încă mai ai CD-uri de la celălalt. Adevărat. Încă mai avem echipament de la PlayStation 4 și pe această variantă putem să utilizăm și discurile vechi. Așa arată cutia. Arată interesant. Sincer să fiu, este prima dată când văd cutia de la PlayStation. Și partea interesantă este că avem și câteva accesorii. Mai exact, avem un dock de încărcare, încă o manetă și Dirt 5. Hai să începem cu maneta asta, să vedem cum arată. Nu știu dacă ați avut în ultima perioadă bucuria de a descoperi echipament de genul acesta. Ia, ce calitativă e Commander-ul. Bă, ești nebun. Bă, e next level, tată. Ăsta vine cu NBA 2022. Ce tare. Deci așa arată controllerul dacă ți-l iei separat. Facem repede și o desfacere la acest încărcător. Ai făcut de mult unboxing la ceva. Așa. Aici avem docul de încărcare, arată bine, mișto rău și cred că se potrivește culoarea cu PlayStation-ul, nu? Băieții mei, dacă era un review la un echipament pe care trebuia să-l dau înapoi, nu eram așa încântat, dar așa pentru că este un echipament de care mă voi bucura, nu știu dacă pot să transmit entuziasmul că mi-e să rup cutia asta. Oare e ca la PlayStation-ul vechi? Ok, o luăm pas cu pas. Ăsta este adaptorul pentru Statele Unite. Aici avem celălalt controller. Ia uite-l ce repede a pornit. Foarte tare. Aici avem un cablu USB-C. Aici avem un HDMI. Și aici avem... Da, n-am nicio idee ce avem. Cred că pe unde se stea PlayStation-ul. Bun, și the moment of truth. Bă, ideea e următoarea. Teoretic vorbind, echipamentul acesta este echipamentul anului 2021. Ua, ce greu e. Da, chiar e greu. Hai să vedem ce e aici. Bă, ești nebun cum arată. Bă, băiatule. Dă-te-n pui mei, e next level, frate. Am găsit un adaptor din ăsta de Statele Unite, până o să-i luăm noi un... Ori îi luăm o mufă directă de Europa, ori mai cumpărăm unul din ăsta pentru Google Home. Hai să ne apucăm să-l instalăm. Bun, și acum am văzut că asta este baza pe care o putem folosi. Pentru a folosi baza am scos căpăcelul ăsta de aici și suportul ăsta trebuie întors. Până în momentul în care vezi șurubul ăsta aici. Și șurubul îl punem... Cred că așa, aici.
Ca de obicei, când vine vorba despre PlayStation, totul e super mega high class, frate. Uite-l, uite-te-l el cum arată. N-ai ce să zici. Bun, mergem mai departe cu conectarea. Bun, îl conectăm la curent și ăsta este HDMI-ul pe care îl legăm la televizor. Vreau să-mi dai cu capul? A few moments later. S-a auzit mai tare decât am dat. Cuplăm HDMI-ul aici. Ăsta-l ducem la curent. Mamă, ce culori are. Ok. Din câte am văzut după ce am setat ăsta, îmi arată că trebuie să leg prin intermediul acestui cablu. Ah, apropo, începând cu PlayStation 5, văd că au trecut la USB-C. Bun, acum o să conectăm tot ce înseamnă partea de device, adică o legăm la wireless și teoretic o să legăm contul vechi cu PlayStation 5. Revenim după ce totul e pus la punct. Bun, băieți, și am instalat primul joc, mai exact Dirt 5. Nu pot să-mi dau încă cu părerea ce e în plus față de cel vechi, pentru că am început să ne jucăm, mi se pare foarte interesant, dar cred că ar fi interesant să facem un upgrade și cu playseat și cu volan. Te invităm să lași în comentarii dacă vrei să vezi conținut cu playseat și volan pe vreun vlog de pe PlayStation 5. Acestea fiind spuse, în perioada următoare o să vă mai țin la curent cu ce ne mai cumpărăm pentru PlayStation. O să vreau să ne luăm și World of Warship, pentru că urmează și o campanie cu cei de la World of Warship, în așa fel încât să prezentăm jocul direct pe PlayStation. Ăsta a fost materialul de astăzi. Lasă în comentarii dacă mai vrei să facem conținut cu PlayStation 5, dacă ai vreo recomandare, dacă ai vreo îndrumare pentru mine, pentru următoarele clipuri sau ce aș putea să fac cu PlayStation, te invit să mi le lași în comentarii. Lovește cu încredere butonul de like dacă ți-a plăcut ideea acestui clip și până la următorul material, ce va fi mâine. Mâine avem, ghiciți ce? Judec, materialul săptămânii. Acestea fiind spus, eu am fost Mihai Beldie, Seva a fost în spatele camerei, Patrick este acasă. Ne ajută să edităm și până la următorul material, nu uitați. Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!